Pentru început am eu rugăminte la dumneavoastră în numele domnului consilier Anton Haic. Nu poate veni astăzi, are o problemă. Cine este pentru învoire? Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții la procesul verbal de la ședința din 25 septembrie. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Dacă sunt discuții la procesul verbal din 7 octombrie. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Două După cum știți, trebuie ales președinte și ședința astăzi, pentru că domnul Pechet s-a terminat mandat. Pentru care îi mulțumim că bună execuție. O pună pe domnul consilier Corocar Ionuț. Nu mă arată să cine e de acord cu propunerea domnului Ciobanu? Împotrivă? Domnul președinte? Deschidem ședința din 30 octombrie 2019 și supunem la vot ordinea de zi, care cuprinde un număr de 5 proiecte. Primul proiect, proiect de hotărâri privind aprobarea de contări în avete cadre didactice din Comuna Traian pentru 1 octombrie 2019, Institutul Primar Sorin Gheorghe. Cel de-al doilea proiect este proiect de hotărâri privind aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Traian, Județul Bacău, inițiator primar Sorin Gheorghe. Proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi este proiect de hotărâri privind aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcție al Serviciului Public de Asistență Socială, inițiat primar Sorin Gheorghe. Proiectul cu numărul 4 este proiect de hotărâri privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Traian, Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate, Bacău, să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii, delegarea prin concesiunea serviciilor de colectare și transport de deșeuri în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe, inițiator primar Franța de Lucă. Iar cel de-al cincea proiect de ordine de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Comunei Traian la patrimoniul Asociației Grup de Acțiune Locală și Colinului Cutovei, inițiator primar Sorin Gheorghe. Și diverse. Cine este pentru ordinea de zi? Împotrivă este cineva? Se abține cineva? Nu. Începem cu primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări în avere cadre didactice din Comuna Traian pentru 9 octombrie 2019, inițiator primar Sorin Gheorghe. Dacă sunt discuții privați la acest proiect. O voie pe doamna Mioara o jumătate de oră, trebuie să meargă pe roșu pe tine. Da, da. Sunt discuții? Dacă nu sunt discuții, spune la altul. Cine este pentru? Ce este cineva împotrivă? Doamna Mioara, împotrivă. Se abține cineva? Trecem la proiectul numărul 2 de ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Traian, județul Bacău, inițiator primar Sorin Gheorghe. Ce se schimbă la primarul organigramei? Nu se schimbă nimic cu organigrama. E doar modificarea doamnei contabile.
Postul doamnei Cotare, unde e vacant. Vacant. Da, și cu apartamentul finanial, contactul ăsta, care e? Dar ce fi tot acum în nou? Nu. Financiar, contactul, greșeală. Și statul de funcții, nu statutul de funcții. Da, îmi interesează cine a redactat. Așa, după vreo să spun. Dragă. Greșeală, nu se mai greșească, să aici ce treacă, dar ce-o greșe, dar mă omoră pe cineva? Un liter. Mai sunt alte discuții? Deci, încă o dată, să înțeleg că... Postul doamnei contabilor rămas vacant. E cel de... de pe, la poziția care, domnul secretar? De la referențul superior, clasă 3. Studii medii. De la poziția 8. 7, pardon. 4, 8. 8. 8. 8. 8. Doamna contabilă, când doriți la pensie? Da, eu ieșit mai din timp. Și nu trebuia în următoarea lună? Da, trebuia făcut de atunci, dar acum s-a mai actualizat. Trebuia să ne aduce și celălalt, ultima da. Organigramă, statul de funcții, ca să putem compara, să vedem. Da? Dacă ziceți că e asta. Mai sunt alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotriva? Se abține cineva? Nu. Poate nu mai pentru. Cel de-al treilea proiect de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcții la Serviciul Public de Asistență Socială, inițiator primar, Sfărin Gărgărică. În urma controlului avut, ne-a cerut să facem un organigram a Serviciului Public de Asistență Socială, pe care o aveți la pagina următoare. Dar n-am mai aprobat-o asta, mai jos. S-a aprobat, erau numai 9 posturi la asistenți personale. La asistenți personale. Acum am pus 15. Mai sunt care pleacă, sunt care vin și să avem posturile vacanță. Și atunci care au o casă. Da. Deci au fost 14 persoane și mai departe în dosare. Da, dar sunt care au murit și au rămas în locuri vacanță, care și erau doar voi. Cum erau trecuți și nominali în statul de funcție? Și încadrarea cu normă întreagă, jumătate de normă, unde aici apar niște modificări. Pentru că inițial au fost cei pe centru de zi, educatorul și îngrijitorul, erau cu jumătate de normă. Știți povestea, că nu mai fost poveste de genul. Unde erau cu jumătate de normă, doamna consilier? Când am aprobat noi prima oară organigrama, au fost și discuții, scrie și în procesele verbale. Ba da, scrie, aduceți-mi aminte, citiți. Statul de funcții nu cred că scrie asta. Nici în organigrama. Deci, încadrarea domnului secretar a fost cu jumătate de normă? În organigramă nu erau trecut jumătate de normă sau normă întreagă. Nici acum, postul. Dar nici în organigrama primării nu scrie dacă e cu jumătate nu, de normă sau nu. Nu, nici în organigramă era trecut postul. Bun. Și unde... statul de funcție era tot postul. Și unde... acum vă întreb. Hai să zic că nu trebuie trecut aici. Dar vă întreb. Cele două compartimente, educator și îngrijitor, cum cu funcție, cu normă întreagă sau cu jumătate de normă? Inițial, când s-a dat drumul la centru, cum a fost angajarea lor? Inițial a fost cu jumătate de normă. Există un proiect de hotărâre care schimbă încadrarea lor de la jumătate de normă la normă întreagă? Există, domn secretar? Nu știu acum asta, că are tot un an de zile de când s-a angajat în fețele astea. Adică că mi-ați spus la altă ședință că nu.
Educatorul, nu zic, dar îngrijitor la o cameră sau cât este acolo, mi se pare enorm de mult. O normă întreagă. În condițiile în care un îngrijitor de la școală are toată școala ca să facă curățenie. Mai sunt alte discuții? Mă aștept un răspuns, că nu vorbesc aici pe pereți așa. Răspunsul la ce nu? De la domnul primar și de la domnul secretar. Da, o să aduci mersea să fie și o să discutăm o ședință următoare. Dacă nu mai sunt alte discuții, spunem la vot. Cine este pentru? Domnul primar, așa ați mai zis și de alte subiecte pe care le-am ridicat eu. Și niciodată n-ați adus în ședința următoare ceea ce am spus. Puteți foarte bine să chemați, că doar aveți aici, văd, un șef, da? Un compartimentul prestații sociale, avem consilier superior, da? Și bănuiesc că... sau cine e la centrul de zi, cine răspunde? Un șef serviciu. Văd că e vacant postul, dar cine răspunde totuși de centru de zi, ca să ne spună efectiv? Sau doamna contabilă, știe cum e încadrat. Domnul secretar știe foarte bine. Da, am început procesul de votare. Cine este împotriva? Se abține cineva? Eu sunt împotriva acestui și am și specificat de ce. Da. Nu văd oportună angajarea cu normă întreagă a, ziceți, a îngrijitorului. Având în vedere, eu știu că pe, cum să vă zic, pentru școală se plătește la metru pătrat de curățenie făcută. Faceți comparație între școală și centru de zi. Consemnă, domnul secretar. Sau este înregistrat, sau mai departe vreau mai departe. Trecem la proiectul cu numărul 4 de prezent de zi. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Traian în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii, delegarea prin concesiunea serviciilor de colectare și transport deșeuri în municipiul Bacău, 22 de comune limitrofe. Inițiator primar, Sorin Gheorghe. Spune, domnul primar, ce proiecte sunt? Aici era eu mandatat și acum reactualizat de licitație, pentru că o parte din membri au plecat, o parte nu mai lucrează la ADIS. Și trebuie actualizat comisia asta. Și ADIS-ul vrea o hotărâre ca să mandateze din nou pentru finalizarea procedurii. Era domnul primar înainte, rămas tot dumneavoastră. Dacă hotărăște Consiliul Local. Mai sunt alte discuții? Alții propuneri, eventual? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Abțineri? Nu. Proiectul cu numărul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Comunei Traian la patrimoniul Asociației Grup de Acțiune Locală Cornelie Tupăru. Inițiator primar, Sorin Gheorghe. Asta e cotizația anuală care trebuie să o dăm la gală. Bun, de ce an? De 2009. Cum să vă spun, o hotărâre de aderare. Desigur că am avut, când s-a înființat asociația. Doamnă, eu trebuie domnul primar, nu pe dumneavoastră. Dar la ce întrebați că erați primar la vremea aia? Stați să termin întrebarea. Vă rog frumos, dacă vreți... Domnul președinte de ședință, vă rog frumos, dați voi sau băgați până în gură. Băi, v-am dat voi, că doar dumneavoastră ați văzut până acum, doamna consilier. Nu mi se pare că v-am... Dar vă rog frumos, dar ce vrei să nu-mi spun? Suntem la o ședință de consiliu unde fiecare are... Punctul de vedere nu înseamnă să monopolizezi discuția. Dar stați-mă
voi, dacă nu sunteți în stare să spuneți altceva, spun eu, dacă doar să nu aveți ce spune. Noi nu suntem, vă rog cu dumneavoastră, Marie. Nu, da. Te rog frumos să nu mă jignesc, domnul președinte. Vă rog frumos. Lăsați-o cu doamna consilier să termine întrebarea, de domnul. N-am terminat de răspuns, de pus întrebarea. Finalizați întrebarea. Deci eu am întrebat, dacă avem acest statut și hotărârea de aderare, de ce trebuie în fiecare an să facem un... Așa de cer, și anul trecut am aprobat-o, în fiecare an am aprobat cotizația. Pentru că în momentul în care ești membru cu drepturi de pline și cu îndatoriri de pline, plătești cotizația în fiecare an. Da, da, uitați că... Așa cerișa. La fiecare am aprobat cotizațiile care le-am avut de dat. Mai sunt alte discuții? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Abțineți? Nu sunt. Am ajuns la diverse. Am început să derulăm cubul. Am toate planurile și am vrea să le afișăm undeva, cred că masa aia, că aici nu avem loc. Și să discutăm un pic pe ce rectificare am văzut de cuvință, că e bine de făcut, unde sunt case construite, fără așa, unde s-ar mai putea extinde cubul, mai avem cereri. Și ar trebui să îl întindem undeva și să luăm fiecare localitate în parte. Și să veniți și dumneavoastră să luați o hotărâre, pentru ca să pot face un proiect de principiu pentru luna viitoare. Să... Sunteți de acord? Hai, da. Să masă, să vedem. Deci în masă, aici sau... Doamne, deci doamna... Dar nu aici, noi vorbim de gri. Nu, dar vorbesc acolo. Acolo e tocmai așa, acolo e interdicție. Cât e interdicție? Nu e interdicție, că am stat de vorbă cu doamna... cum o cheamă, Stoica. Și e clar treaba. Aici e o parte... Aici e o parte din Semea, care tot la fel e construită hala aia mare și nu e... Nu era prins. De asta se ne-a putut și trebuie să extindem noi cu pe proprietate privată, aici, am unde se iau în spatele, spatele ca la ce? Care-i folosul? Toate construcțiile trebuie... Dar să știm, de ce nu și-o facă singur în intrare la ce trebuie să-l băgăm noi? N-am înțeles. Proprietarii de aici, care-i beneficiul comunii traian pentru spatele se iau? Deci așa e o bană, este o bană construcțită. Deci, dar aici, din ce știu eu, s-au construit și este o societate care funcționează și au creat și câteva locuri de muncă acolo. Dar nu e problema că societatea este în chirie, proprietarul este altcineva. Nu e problema societății care funcționează acolo, păi de ce nu s-a băgat în legalitate până acum? Că ala e construit de ori. Nu au putut din cauza asta. De care acolo? Ei s-au privatizat firmea, au fost la nebunia. Și care e problema noastră? Haideți să treceți mai departe. Aici e vorba de blaj, răchită,
în zona de la pensiune. Da, de da, 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 așa, e necesar. Casa lui mai mult. Dragul lui Vasilache. Nu mai știu, și am zis să facem toată partea asta până... Da, Vasilache are făcut acolo. Da, să dați cu partea salată. Da, da, are grajd de la bani. Okay. Are grajd de la bani. Da. 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 Aici am un minor. Acolo e fosa. Fosa. Da, nu e așa. Bun, și fosa. Fosa de noastră. E stația de epurare. Aici e stația. Asta ce avem aici? Da. Așa, din cu ce sunt, așa unde sunt, am ajuns, nu mai știu. Deci am ajuns la comunicul undeva, nu? Da, și aici sunt niște case construite. Unde ești la comunicul? Aici este o casă făcută către pădure. Către pădure, da. Nu, aici nu e la comunicul, aici sunt casele astea la geamul. Strada e? De acolo. Care? Nu strada mare, strada care era abisă. Vreau să o văd dacă nu e asta. Ei au intrare. Au intrare la casele. Dar eu nu înțeleg de ce facem bube exact pe casele oamenilor și nu facem porțiuni. Ca să mai păstrească de ce nu faceți tot? Păi dacă sunt mai aia, exact. Dar știi de ce în grădinile oamenilor? Trebuie să-i facem buga în grădină lui... Și ce are? Și o spre asta. Și pe unde e? Spre asta. Pe unde e? Pe unde e? Da, da, e corect să faci mai mult porțiuni așa de micuri, au construit oamenii deja și după aia, dacă vine unul să construiască aici, nu mai poate fi extravilat. Dar nu e la drumul picării asta. Asta e de mult. Asta e mai încolo. Asta e de mult. Mai încolo. Deja aici... Sunt niște case acolo. Trebuie la acolo. Trebuie la acolo. Trebuie la acolo. Trebuie la acolo. Da, aici. Aici. Aici e de acolo. Aici e din acolo. Aici e reconstruit o casă. E făcut o casă. De-a lui Măriuț. Măriuț. Talpa acolo. Da. Aici e talpa. Aici e talpa. Aici e azi ultimul. Este un moș aici. Tot de-a lui Măriuț. Așa. Palis. Tot de-a lui Măriuț. De la Revoluție. Și aici ce extinde? În spatele vin alcoolului are iaz și niște căsuții făcute. Și ce treaba nu? Păi așa o proiectat. Așa o proiectat. Unde sunt existente, se extinde. Unde sunt construcții? Se lipind în... Da, dar care-i beneficiul cu cât mai acasă? Ca și aici. Păi cu cât e mai mult intravenat, cu atât taxele sunt mai mult. Și adică e bună taxă și proprietarul se... Și cu taxa e mai mult. Dar nu se duce. Dar nu se duce. Dar nu se duce. Păi ei pretind, dar nu știu dacă se convină cuiva să plătească un hectar de... Dar de ce ai plătit unde? Nu, dar la impozită, dacă ăla e un loc de filmată până la plătește, păi nu se plătească un șans. Fiecare trebuie să-și plătească... Și n-am făcut actul de pământ aici, în care am plătit în la pădure. Și aia nu știu. E minimul obligat să-l scoate. Pe banii mii, nu știu de unde bani. Cine? Aici e ce-a fost. Da, 12 de la. 12 de la. Hai să terminăm să vedem până la capăt. Poți, da. Bun, aici. Asta-i poate treaba. Aici cred că e... Corsara, nu? Nu, 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 nu avem treaba. E marinar. 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 Marinarul are 160 de metri acolo. Nu, dar sigur e marinarul. Care e pitică. Pentru că merge cu cala asta de aici, aici mai aici, la sută de lucruri. E aici, că prin mijlocul casei lui trece. Da. Da. Aici e marinarul. Aici trebuie să fie bursare. Nu-s bursare, nu avem bursare. Aici aici trebuie. Aici au trebuie. Aici au trebuie. Asta e făcută cu pus. E femeia de la, cum se cheamă, secuient. Da, da. Care avea loc organizat pe trei bucăți. Da. A, da, 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 da. Dragi de ce? Dar aici, la Irakian, așa s-a făcut Pugul la vremea aceea, era viceprimar și știu povestea, la marinar, intră când putea să întăbuleze. Jumate, deci exact așa, da. Aici 165 și aici intră prin jumătate de casa, 150. Da. Da. Nu putea să întăbuleze. Dar bun, stați o dată, hai să zicem. Unde spus sunt casele făcute cu 2000 de ani? Să zici, să zici. Da. Da? Unde spus când tu îți faci o casă nouă, conștient fiind că o construiești extravilat. Da, da, da. Da? Asta e casă da. Relativ nouă. Păi da, el când a venit și i-a dat autorizație, a zis că e 165, mă înțelegeți? Da. Autorizația de aici și-a dat. Așa, nu și de autorizație. Adică, în autorizație era în dată? Da, cum și ăsta de aici i-a dat autorizație. A fost intravenant? A fost toată zona. Nu, 165, dar s-a greșit când i-a dat autorizație, că nu s-a intravenant. Dacă nu se vină banii, dacă nu se dacă mai impozite.
Deci, eu zic că nu, deci, noi nu gândim în perspectivă, vă spun foarte sincer. Adică, din punctul meu de vedere, ar trebui să faceți, domnul primar, punct, pe zone pe care se va construi și se va dezvolta localitatea. Da, dar nu trebuie să facem de casă. Și sporțile oamenilor, care nu, n-au nicio, că o să mai încasăm noi ceva imposibil, noi trebuie să gândim în perspectivă. Oamenii cu cerere. Ideea este acum că poate omul ăsta să aici poate să facă imobilare casă, să-i punem în legalitate. Aici au fost un intrat, da? 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 De la drumul care este. Pe drumul ăsta. Pe drumul ăsta. Da, după eu. Și asta a fost un intrat. Aici este de la mare din intratul meu. Porțiunea asta e ce trebuie. Aici trebuie să faci un cer, ești un cer. Bun, dar eu sunt de acord. Dar de ce n-ați băgat și-o pe lângă? Vreau să dau drumul la un drum, până în drumul acolo. Pe 800 metri? Da. Dar
De ce nu facem toată partea asta? Se poate, se poate face. Bună, doamnă. Deci, de la drumul la Baltă, da? Care duce la Baltă. Da. Așa. Sunt, dacă mergi, este un drum care iese la tine. Da, și acolo se poate face intravenat foarte bine. De la Ghenade, spuneți? De la Ghenade, după, după Ghenade, vine cu așa. Da, da. Este un drum. Este un drum. Aici e pământul care l-au văzut. Da, dar e aici încolo. Și ăsta este care se unește. Vine așa. Vine așa. Vine așa. Aici, nu acolo. Pe capul. Aici, aici, la cântar, la unde era cântar. Aici, uite, aici. Dar nu-i vorba de cântar, deci nu-i vorba de asta. Nu, dar drumul ăsta care spune la asta. Dumneavoastră spune să o iei de la Dana. De la Dana. Să ajungă după voia la Ghenade. La Ghenade. Și pe partea cu satul. Deci pe partea la care ne vin spre noi. Dar ne trebuie nouă așa să plătești. Păi da, mă, dar trebuie intravilan și pe partea asta. Deci, dacă este din punctul meu de vedere, intravilan trebuie să fie zona asta până la părul la Bogdănești. Că se va construi pe lângă stradă, deja se construiește și zona asta. Bineînțeles, deja aici este o construcție, o casă, și Dumnezeu o fi având-o, nu știu cum este... Casa aia care e la stradă. Deci, haideți să le gândim în perspectivă, nu le gândim, n-am nimic, care nici nu o cunosc pe madama asta de la SMA, dar nu mi se pare corect să-i facem un cotipuc și să nu facem mult, într-adevăr, la folosit comunității. Drumul spre Iertioana, la fel, trebuie băgat pe ambele părți, pentru simplu faptul că Iertioana s-a mutat foarte multă lume și cu siguranță s-ar construi aici. Eu susțin și drumul ăsta de aici. Deci de ani de zile, de 16 ani când am fost prescut, am spus toți primarii care au fost prescut, da? Să fac intravilan. Sunt oameni de aici. Da, mare, dar intravilan nu este asta tu în capul de la deal, și ai capul la deal. 500 de metri. Stai, da, ai problema mea ceva. Dar este drum acolo. Am avut făcut proiect și ne-am pus pe 1-2-5 pentru drumuri de exploatare. Drumul ăsta care există, de exploatare. Asta e din spate, da. Vor fi intravilan și poate și pe altă, deci nu vreau să dar poate și oamenii din România. Eu vreau să-mi fac casa aici. Martin, spate-l, da. Dar spate-l, da. Dar spate-l, da. Dar spate-l, da. Deci ce este cu totul în compartiment? Deci ce este în România? Nu. Drumul ăla doar nu-i pentru noi. Deci nu mai e nicio urmă. Stai un pic, drumul ăla este pentru noi. Deci oamenii care au... Și drumul este. Cum să nu este? Este intravilan pentru tine ăla. Intravilan pentru oamenii care sunt aici și care vin partea ăla. Dar eu nu am nicio problemă, nici când, nici când noi. De ani de zile și când era la aici în primar, tot am lămurit-o să balastez. Dar nu o fost balasta, niciodată. Nu fost, dar am avut discuția asta și te-am rugat să balastez. Dar au fost, au fost pe 1-2-5, pe proiect. Pe noi am discutat, n-am discutat că... Pe fonduri europene au fost depus și mi s-au respins. Mergea de la Zăbodia peste deal în spatele caselor. Deci, pe acolo și Adriana tot ce trebuie pentru oameni, oamenii care circulă pe aici. Dacă suntem la Traian, să discutăm de Traian. Unde ne ardu cel mai tare? Mi-a ardu aici partea de jos cu vinul. Clar, acolo trebuie dezvoltat cu zona. Eu aș vedea foarte bine și aici să mărim intravinarul cu cel puțin 50 de metri, ca să fie din coace. Da. Să fie cât de cât. Că sunt numai 50 de metri. Unde? Aici, da. Acum merge în poate. Aici sunt numai 50. Numai 50. Și aici atât. Acolo sunt 100. Aici 165 și aici 150. Da, e corect. Da. 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 Eu vreau da, să pentru că construiește cât mai construit acolo, care Lungulești, Lungulești este la limita imposibilă. Toată zona asta?
Toată zona asta... Noi, toată aia, mă, ori, noi... Ori, mă, tu dai seama că ați plătească oamenii ăștia 800 de metri. O, cine mai intră? Tăți care au trebuit din acolo. Nu, am discutat cu oamenii ăștia. Dar da, face de locul ăsta aici, e travel, da? Dar n-are cum să facă drum. Pe o parte și pe alta drumului. Pe o parte și pe alta drumului, exact cum e aici, da? Și pe o parte 50 de metri. 60-70, ca să ai. 60-70, e clar, cu omul nu stă în 50 de metri. E puțin 50 de metri, cât e primăria asta, nu? 50 de metri pentru construcție? Nu e suficient. Pentru construcție, da, dar mult mai vreau de curte, mai vreau. Nu își face curte și un teren agricol, care e problema? Nu există așa ceva. Păi n-ai autorizație de construcție. Dacă noi aprobăm intrat de la mai mult lucru, eu cunosc un caz. Am fost oprit de vecinul de aici, de la Aurelul, tot de la Șpucu. Ei s-au modificat impozitarea la un teren de pierdeoana pentru că s-au modificat puzul. Deci o să fie foarte multă lume care nu o să fie mulțumit prin modificările astea. Da, Ionuț, dar trebuie să-ți asupra. Adică în sensul că mersul mai întâi, deranjează, dar trebuie să mergem deci, mai dacă, da, dacă noi mâncăm acum și facem aici 80 de metri în stânga, 80 de metri în dreapta, cum se spune, la drumul ăla. Și nu vin nimeni să construiesc acolo, oamenii nu vin și aici se revoltă. Aici ai susțin, ne-am zis. Dar eu țin drumul care merge la Ierdoana, e o altă discuție. Și drumul până la Părâmbul Bogdăneștiului și, într-adevăr, partea asta de zăpădă. Da. Și credeți că aici lumea care și-ar face case n-ar fugi de aici, de la zgomotul cu șosele aici? Dar sunt deja casele astea, doamnă. Eu am zis. Poate să construiască spate. Dar nu înțelege, nu scrie, este pe aici. Uite, ăsta e drumul. Nu este doar pe drum. Aici e drumul. Aici e drumul. Doamnă, dar uitați că... Drumul aici nu este. Nu știu ce reprezintă drumul ăsta. Nu chestii. Drumul e aici. Uitați, nu se termină pe părți parcele. Aici e o părți parcele. Uite, aici e casa ta. Uite, aici e casa. Nu, aici nu ne poate. Drumul e pe aici, eu i-am dat colțul ăsta lui Burcuț acolo, aici și-au făcut cea la hal. Da. Când merg invers, nu? Merg invers de la județean, ăsta e județean. Da, drumul care merge la Burcuț. Asta e bucata lui Mării, prima bucată. Care e trecut din dealul Mării. Eu, nu știu, n-am... Acolo e un timp pericol de făcut, ca să trește într-o adevăr o bucată de pământ, dar o să mă mie și să dă capul. Unde zici? Acum, țară pe drumul ăsta, pe drumul ăsta. Deci ascultă. Probabil că aici lângă șosea, da, și în partea asta la alte... Urmă și aici lângă Ghenade. Aici la intrare, aici e Ghenade. Aici e Ghenade. Aici și-a făcut de bucăți, cred că peste 50 de ani dacă o să fie interes acolo. Dacă o să ceapă să construiți de aici. Că nu vine nimeni să facă casă în jumătatea câmpului. Dar nu, cum o dacă e drumul aici? Da, dar nu ai drumul ăla, dacă nu ai nimic, ceva nu mai spune. Mai cumpăra băieții ăștia, nu mai absolut mai nimic. Cum cumpăra băieții ăștia mari aici, în Chiriveau, au făcut un drum din mijloc și au văzut la proști bucățile. Da, care au venit și tot. Nu mai văd unii. Păi da. Când au văzut, n-au curiat, n-au apă, n-au făcut, n-au limba plecat. În difunt în aceea, unde are stâne. Eu duc apă, duc canalizare pe drumul ăsta, nu nicio problemă. Adică, că tot să fie aici, fiica mea, nepotul meu, încă o fată de-a lui frate meu, Dan. Deci, asta e părerea personală, asta e cererea personală a domnului consilier. Hai să discutăm și comunitatea. Da, aici, în zona asta, către Hirteana, cred că ar trebui să... Dar tu ne-ai spus la Hirteana, că este... Dar atunci vorbim de drumul județean. Și aici, drumul județean, aici este un singur proprietar Vasilache și din coace tot la fel până la... Până da, la doar dacă mergem pe partea asta, la altul vezi mai mulți proprietari. Aici ai doi proprietari. Trei. Contează. Un proprietar a cumpărat tot terenul de aici de la Valiu, parcelat și l-a vândut, s-a făcut să cedă de casă. Da. Deci voi nu vorbim pentru moment. Vorbim pentru... Pupul ăsta o să mai facă peste 10 ani. Minimum 10 ani. Că așa au fost întotdeauna. Atunci delimitați și spuneți cât facem pug aici. Așa. 80 de metri sau cât facem. Nu, e vorba de lungimea asfaltului. Da. Pe DGA. Da. Deci trebuie să mergem până la Părâmul Bogdăneștiului. Până unde mergi? Păi până la Părâmul. Până la Părâmul. Partea asta, da? Nu, până la Părâmul. E până la Părâmul. Până la Părâmul. Până la Părâmul.
Aici o să se construiască garantat. Iată spre hertionul la fel, stânga-dreapta. Pentru că eu sunt sigur aici, că dacă pui o bordiță de asfalt, aici se dezvoltă foarte mult zona. Pentru că e aproape de oraș, e ușor accesibil. Da? Da? E un drum de acces. Ai nimic la răbăt. Asta acolo. Nu, e la hertionul. Încă o dată, harta de la hertion, acum o să vinde la ea. De exemplu, aici vrea să-și facă, aici avea, la jumate, dincolo are Ben, vrea el să-și facă casa lui. Acolo e făcut intravilana, a vrăba noi, e un pus. Da. Ce-i drept, poate fi făcut intravilana, pentru că e drumul spre baltă. Da, poate, poate vine unul vrea să facă 10 căsă. Știi că vreo 100 de metri, nu 100 de metri, că vreo 200 de metri din stradă. Până aici. Uite, de exemplu, Vernica care și-a făcut casa lui Chiper, da, de bară. Ei au teren aici. Aici. Nu. Asta e drumul. Mă, ăsta e drumul mare. Puteți de drumul. Aici, 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 acolo. Ei sunt capătul de un socul. Aici. Da. Și aici, în capătul lui. Da, și ăștia sau ăștia care vin pe drumul ăsta, care v-am zis încă o dată. Aici, aici. Aici, aici. Uite, aici iese. Uite, aici iese. Între proprietăți. Aici, aici, aici. Aici, aici. Aici, aici. Aici, așa, deci vine cu atelierul la altul proprietar. Aici, dacă ați băgat de seamă, aici, dacă ați băgat de seamă, s-au construit niște, din astea, cum se cheamă, solari și ce mai are. Nu, aici e solari. Acolo? Da, la tot când au vrebuit. Aici sunt solari. Sau acolo, în fine. Aici este terenul fost. Două cu muraș, cât mai important ai plecat? N-am plecat, m-am construit să vă pun hai, arată-ne aici unde-i drumul de la Ghenale, care merge prin spate și iese la ceasă. Care iese de la ceasă? Aici, nu sunt ăsta. Ăsta e din capul tău. Nu proprietăți nu cum aduc pe aici. Vine cu timpul pe aceea și timpul pe partea de la Bașulaici. Pe unul vine de la Bogdănești, pe acolo. Ăsta e care vine. Ăsta e bună. De la Bogdănești, aici... Aici pleacă unul așa. Vine aici, la, vine aici, merge la baltă. Ăsta e colțul lui Buga. Nu, care merge la baltă e pe aici. Uite-le, ăsta. Nu, e acolo, ăsta e drumul primar. Ăsta e care merge la baltă. Da, da, ăsta e drumul primar. Tu caut, tu caut, tu caut, tu caut, ăsta e drumul. Ăsta e altul drum care treci pe drumul. Drumul de la e ăsta. Păi, așa, pe capătul proprietăților, o dată vine încoace și o dată se duce așa, pe capătul proprietăților, pe capătul proprietăților. Este drumul care coboară așa, de aici coboară. De acolo, Florin, așa, pe capăt, pe capăt, pe capăt, și așa iese la forță aici și ajunge de și mare. Aici, acolo, acolo, aici e greu, aici e greu, aici e greu, aici e greu. Acolo e care se de aici vine, de aici vine, care se pământul lui Vernica. Da? Așa vine, mai. Nu te lasă. Așa și unul vine, vine în coașă, unul vine în coașă, pe capul ei. Da, bine, dar acolo deja e prea departe. Da, nu. Aici are doar un petit cu bucșoi. Da. Aici, măcar, nu știu, până să fac pe stânga aici, undeva, până acolo să lucrui. Adică, unde ia scrisire, Sorin? Da, da, acolo. Aici e tot baltă. Tot baltă. Pe partea de sus, unde urmea construirea. Pe partea de sus, unde este eu? Pe partea de sus, unde este eu? Pe partea de sus, unde este eu? Pe partea de sus, are socul mare. Da. Are puț făcut. Da. Aici mi-am dat lui Ghenadi. Mai am, mai e o bucată, tot de-a lui socul meu.
Acolo e mureștinos, nu știu dacă merge. Dar și eu, vine, nu a fost mureștinos, dar mâncarea făcut de acolo, până s-a ridicat. De greu, acolo a fost chiar ea să ne șocă cu două vinul ca să. Și nu, atâta, vreau doar două proprietăți. Nu, nu, asta deja e. Nu, dar asta se accelerează. Ce încălzează? Stai, dar orice nu mai știu că nu mă întreb parte cu asta, dar așa parte nu. Aici aici a primit un pic de rămasă. Aici o să pot discută ulterior, nu? Mergem de lucru, bă, da, dar oricum trebuie făcut și pe asta. Aici trebuie să vorbim despre ce nu poate construi. Nu sunt chiar acolo la pârâu. Aici la parte de jos. Eu nici ce trebuie să mă bag, nu sunt construie. Măcar 3-400 metri. Și aici, iar, și aici eu sunt de pe. Păi, dar am văzut de aici, aici ar pleacă la sleta, da? De la bucata de aici, care deja e intravela, mai e vreo 100 de metri. Aici, zona asta, nu? Da. Și zona asta aici? Nu, nu aici vreau. Aici, uite până aici, aici începe peruca. Da. Ăsta a fost. Pe Dubravă, cum zice. Da. Intravilan. Și acum l-a desfințat. Care doamnă? Da, ăla care e deasupra cimitirului. Ăsta. Deasupra cimitirului. Ăsta e drumul care mergea de la de altul cimitir. Da, mergea de altul cimitir. Bine, astea toate sunt orientative, doar nu. Asta nu trebuie, noi trebuie să le facem acum asta într-un model definitiv, ca la următoarea și ne prezinte doamna Flanșvin, ca să dăm o hotărâre de principiu. Păi stabilim, stabilim doamna merge mai departe și către aici, e altă problemă, aici. Dacă tot, de ce să lăsăm numai 50? De și aici cât e și de aici cât e. Aia e ridicat, doamne, o să facă lumea scandal că zic, bă, mă pui să plătesc mai mult. Ei au case construite deja. Ea nu mai au drum pe aici, nu se intre. Nu este drum așa. Bun, hai să o luăm casă cu casă, dacă vreți, și să vedem cât sunt imigrați și cât sunt morți, cât e goale și care urmează să fie înstrăinat în viitor. Da, chiar dacă le înstrăinează, va veni altul locului. Păi tocmai e ideea, dacă vine altul locului, poate construiești mai în spate, poate are altă perspectivă, nu stă cu poarta în drum. Da, și aici 50, aici 50. Acolo 50. 50. Dur mai la bar. Dur mai la bar, în dreaptă, așa. Uite așa. Fă 100. Nu zice nimeni 160, dar 100? Trebuie să luăm cu sunt speranța noastră că nu se va depopula de tot Traian. Da, dar nu e cam asta e perspectiva. Eu spun că trebuie să construiască, să construiască. Dacă noi nu lăsăm să construiască, cum cea... Păi da, dar dacă tu ai din casă în casă pe toate ulițele, să vezi că sunt goale. Da, aici, așa. Aici, aici. Aici sunt construite deja case. Nu, ăla l-ai pus, cum pot părți pare așa. Care l-am aprobat. Dar aici în spate, nu trebuie să faci. Aici o să faci să iei de acolo nu mai este. Dar nu e drum aici. Nu mai este. Dar aici, mă, aici. Și dacă vine de acolo, ce se poate face cu folos? Dar nu aici, asta e. Face cu folos, nu face cu folos. Sigur, da. Fără probleme. Acum lăsăm să dezvolte cu sacul, să construiască. Ce faci? Stăm cu trei case în Traian sau indiferent în care localitate. Dacă e cerință, de ce să nu-l lăsăm? Și cerință e la Traian. Nu e la Traian, nici la mai mult de căutat la Hirtiona decât la Zăpădea să mă păi, dar de aia și vreau să dezvoltăm zona asta, de Hirtiona. E păcat că e ușor accesul și până la urmă și o extindere de o sinscăt stat fie așa din casă, dar nu e chiar păcat. Și scoată banii viitor pentru toate localitățile. Nu ține la să pe cea. Dar asta de ce ați propus? Asta nu faci nimeni casă în spate. Faci cineva casă în spate. Dar nu-i spate. De asta am văzut de asta. Că e asta de la Ghentimana, drumul. Nu, nu, doamne, ăsta e drumul care merge. Ăsta e drumul care se duce la Ghentimana. Ăla e drumul care merge. Care merge și asta nu-i de la drumul. Este drumul ăla care vine pe deasupra cimitirului. Este deasupra cimitirului. A, deasupra cimitirului. Da, deci e lăsat aici. Aici este pe drumul Hircan e lăsat. Aici se mai poate duce în sus. Da, da. Până la bazin. Se mai poate duce în sus. Până la bazin. Până la bazin. Da, aici. Drumul la Hircan la mare. Deci spre bazin. Deci spre bazin. Așa? Nu, spre bazin. Așa, dar poate și pe aici. Cât ar 50? Nu 50, că e mai mult până la bazin.
Să propunem... Să puneți măcar 60, nu ce? Păi cum e aici? 60, 70 metri. Cât e acolo? Și mai mult de 50 aici. Da. Vedeți că 50 e atâta. Da, nu știu dacă din scara făcută. 1 pe 5 metri. Aici e cam un centimetru, aici e un centimetru jumate, vedeți? Deci cred că e jur de 60-70. Nu, eu zic, mă gândeam acum, poate ar trebui să nu punem numai 50 de metri în zona asta. Măcar 60. Că deja se construiește mult în spate. Măcar 60. Da, nu mai facem 60-40 metri de la urmă. Da, da. Părerea mea. Părerea mea. Că și ăsta cu hala lui, a construit-o, nu știu, cum. De fapt, cred că a fost. Are pus. Are pus. Deci nu apare pe ea? Nu apare, că e filmatul de anul trecut. Oricum, să facem aici măcar 50 de metri. Deci dacă mai se va și oricum în partea. O să spun, mie mi-a convenit nimeni, mie personal, m-a aranjat de minuni. Când a scut o Înțelegi? Eu zic să dăm mâini. Nu folosește mâini. Timpul, problema lui Marin că, că îl pui pe om să plătească intravilanul separat. Și când îi pui 10 ani de intravilan diferit la... 20 de ani, dacă tu ai fi avut, tu știu ai lucrat la Aici, în zona asta, nu cred că... Zona aia nu, dar aici, aici faptul că Răzvan a făcut o obiecție cu ăsta care și-o făcut, da, mai curat de plin, dacă a făcut. Să balasteze, nu o să iasă și pe aici, adică indiferent cum lucrează... Dar nu interzici nimeni să balasteze până aici. A, nu, cum asta e, cum e drumul de la Hircana, care vine. E de acces în sat și s-a balasat drumul, chiar dacă nu este intravilan. Păi, de exemplu, eu vreau să fac o casă aici, dar n-am cum care... Dar nu mai eu și lemnul să dea una la trase pe acolo. Dar trase aici să le pe cum bine ar să trase pe dar nu mă, eu duc de aici până duc de la mine. Deci canalizare, 800 de metri eu duc apă, canalizare tot, până acolo. Da, și tare cum ne-au apă să trag de aici de sus. Nu, 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 va fi mai ușor pentru mine, pentru că pe drum. Deci pe drumul care vreau să-l fac, exact pe marginea drumului. Mi-a fac apă și canalizare și curent. De ce? Faci pus. Păi nu m-am drumul. Drumul nu cred că te intre, îți simte de zici cineva să faci drumul. Domnul consilier, n-am nicio treabă, dar uitați-vă ăla să stați acolo. Uitați-vă ieșirea. Odea care e plină de mine. Ieșirea spre Prăjești și intrarea în sat. Deci unde lumea a putut să construiască, o construit și și-o reînnoit. Nu trebuie să ne adunăm, uite așa aici, grămadă, toți să nu căpem unii de azi în sat. Nu poți să plăci așa, să faci așa, să faci trase fiind tot. Trebuie să nu ții cât de cât într-un... Ba nu poți, ține-ți patrie, ți se pare că în Italia l-o ținut un chenar? Nu. Păi nu, și care e rău în asta? Nu. Va veni și probabil nu doar să se spune la primărie. Eu nu susțin aici propunerea așa de rău. Așa și corect. A venit să gândim la comunitatea care a o secundă, zi, domnule, o secundă, Marie. Trebuie să vă gândiți că este nevoie în primul rând să avem drum comunal. E drum de exploatare. Asta e drum de exploatare, nu e a primării. Așa, și nu? Ca oameni. Păi dacă el nu... Dar stai un stroc! Dacă el nu s-o adică eu cum am făcut pe drum de exploatare? Cum, dar în domeniul public nu există drum de exploatare? Nu, dar am făcut... Sunt la fonduri europene. Sunt care le-am băgat noi. Dar acum nu poți să mai bagi în domeniul public, pentru că... Păi da, în 2011, în
Dar acum, ca să zicem că trebuie să trecem în domeniul public drumul ăsta. Unul declasez și îl pui în drum comunal. Deci noi ca, declasăm de la ce? Că noi nu avem, nu este în inventarul primării. Băi, domnul Covărașu, mai omorât! Nu este în inventarul primăriei, nici în domeniul public, nici în domeniul privat. Ca să trecem în domeniul public, trebuie să ai un act de proprietate. Domnul, ce act de proprietate să ai? V-ați făcut, doamnă, proiectare? Nu știu, era. Domnule, era altfel atunci. Un proiect de hotărâre în care s-a scos ăsta din domeniul public? Deci nu s-a scos, deci ce s-a băgat în domeniul public? Sunt în domeniul public, sunt și acum. Și ăsta sunt drumul ăla lui. Ăsta nu știu dacă este prin domeniul public. Este, pentru că am făcut proiectul. Dar nu ce a făcut. Ba da, aici era sub formă, era sub formă de Y. Venea drumul de la Bogdănești aici, venea drumul din spate de la Dana și mergea Y încolo. Deci dacă este foarte trebuie să ne gândim să fie, să avem, primul rând, calea de acces să fie drumul nostru. Este. Dacă nu este drumul nostru, degeaba faci. Dacă n-ar fi în domeniul public, atunci eu am pierdut din coajul de la 25 de metri, când au făcut ăștia măsuri. Eu am din bucăți din lungime, 25 de metri lipsă din teren. Dar nu poți să închizi drumul. Pentru că au plecat pe traptul atunci la Dana și s-au făcut drumul ăla, când a ajuns la doamna Munții, uite aici. Când s-a ajuns, doamna Munții a zis, bă, dă-te mai încolo. Nu poți să închizi drumul de exploatare. Chiar dacă nu este nici al tău, nu este nici al primării. Nu, dar nu e trecut prin bucată, dar ar fi să se plătea la apel, eu am 25 de metri și dincolo, trecut sub tractura atunci. Nu am fost format la Revoluție, s-au adunat câteva la oameni acolo. Nu era, dar ei au căutat să-l îndrepte. Eu vă zic că există lumii, acum e o problemă cu utilitățile în zona asta. Dar există lumii care ar cumpăra, pentru că dacă aici se bate câmpii cu 25 de euro metru pătrat, trasează-ți aici, dacă este drumul comunal. Se luați în calcul și următorul aspect. Măcar 5 minute. În momentul în care noi facem extindere la PU, Consiliul Local își ia și obligațiile de a le asigura utilitățile. Așa și trebuie. Dar și trebuie o dată trebuie să faci. Pentru că facem pentru oameni, nu facem pentru... Domnul Păuraș, vorbești din povești, ai fost primar și știi ce înseamnă? La toate drumurile la care s-au aprobat, s-au dus utilități? Vine săptămâna viitoare unul și cere autorizație aici. Are formulă și autorizație. Doamne, trebuie să-i duci lui utilitățile. Dar și nimeni a spus? Că atunci toată lumea va fi zâmbitul ca să vrea să vrea să utilități. Asta a spus la prima. Deci măcar la nominatul public nu l-a zis. Deci să facă, dar să luăm în calcul și lucrul ăsta. Ca să ne așteptăm pe viitor și la situații genul ăsta. Ați terminat cu treia? N-ar fi rău. Da, și drumul, ca să nu înțelegeți, deci drumul care îl fac, exact în partea dreaptă de barca acolo, exact, dăm drumul la drumul acolo. Băi, tu știți că Marin este simpatia mea. Da. Da, așa. Bun. Ei, la faptul că se mută două familii tineri la Dani, este un lucru pozitiv. Da, din punctul meu de vedere. Da, unde e Marin? Dar da, spune în CAP-ul. Domn primar, cum spune? Dar era clar. Din depozitul arabilor, extravilar.
Au venit un vecin, a făcut cerere și un bufaz a făcut. Impozitul pe arabil intravenal e mai ieftin decât impozitul pe arabil extravenal. Și cum tot mai îl mărești cu? Da, bun. Și atunci faci și aici. Aici, așa. Așa, este impozitul pe intravenal. Uite, uite, mă, pe carmă. Cum ai zis? Băi, bucata mea, mă, omule, eu plătesc impozit, dar nu cer la nimeni să-mi dea bani. Nu poți să faci și eu o bucată, deci o faci.